Doamnelor și domnilor, bun găsit! Deși ne-am luat rămas bun de la iarnă, astăzi mai rătăcim puțin prin nămeți. Și nu oriunde, ci în Valea Verde. Numele ne duce cu gândul la un tărâm de bazm, dar vă asigurăm că locul există cu adevărat undeva în Țara Moților, în comuna Sohodol din județul Alba. Satul, risipit pe culmile Apusenilor, este unul dintre puținele locuri din România unde se practică turismul ecologic. Un profesor din Deva, fiu al locului, a transformat proprietatea părinților în destinație turistică. Vizitatorii stau în case tradiționale amenajate și participă la viața din gospodărie. Cătunul a renăscut și, odată cu el, și bisericuța din localitate. Satul românesc poate avea viitor. Cum? Aflăm împreună în minutele următoare. Aici, în Valea Verde, mai sunt 11 oameni. În satul Poieni, care avea peste 125 de familii, undeva mai sus, nu mai este niciun locuitor. Pe vremuri, pe timp de pace, printre alte cântece și chemări, tulnicul înlocuia dangătul clopotelor care anunța sărbătorile. Astăzi, sunetul grav și profund al instrumentului se strecoară printre culmile Apusenilor, coborând peste casele înghițite de vegetație, ruinate de timp și mai ales de absența oamenilor. De localități din județul Alba înregistrau la ultimul recensământ mai puțin de 10 locuitori. Fenomenul depopulării a ajuns de necontrolat, încât 9 sate și cătune din județ au dispărut de pe hartă. O situație care, până nu demult, amenința și Valea Verde, un sat risipit din comuna Sohodol. Între anii 1950-1960 erau aproximativ 80 de familii și cu peste 500 de locuitori. Cel mai vechi document unde apare satul cu numele de Valea Verde datează din 1770, când sunt amintite satele Valea Verde și Peleșul. Principală ocupație aici era creșterea vitelor și cultivarea pământului, dar în principal creșterea vitelor, pentru că de aici puteau să-și asigure hrana și necesarul cât de cât de bani. Locuitorii de aici erau foarte legați de târgurile de la Câmpeni, de târgurile de la Brud. La Câmpeni până astăzi se consideră că este unul dintre cele mai renumite târguri de boi. Aici se găseau perechile de boi cele mai căutate. Și prin zonă treceau de asemenea de la Grosuri, de peste deal din Țara Zarandului, treceau crișenii care trăiau în principal cei din Grosuri doar din fructe. Erau renumiți pentru cireșe, pentru prune, mere, pere. În urmă cu 2 decenii, un moț cu școală din Valea Verde a luat hotărârea să repună satul natal pe harta României și a lumii. De la pieire trebuia salvată și bisericuța din Cătun, filie a parohiei Peleș. Apusenii vor fi fiind ei lăcaș bun pentru vise, dar oamenii aveau nevoie și de rugăciune. Bătrâna biserică a fost salvată de bănuțul văduvei. Autoritățile au sprijinit și ele după putință. Așa au ajuns să organizeze alături de preoți și de fiii satului spectacole caritabile, dar și campanii în presă și pe internet. O lună de zile am venit 7 km din parohie, am venit aici și de 2-3 ori pe zi ca să putem să terminăm. Foarte rău arăta biserica, chiar în partea de jos a fost necesar să schimbăm
o parte din lemnul bisericii, după care am renovat, am dat toată tencuiala jos și am încercat pe cât a fost posibil să fie exact cum a fost înainte, să nu schimbăm nimica din arhitectură sau din ceea ce avea biserica. Cred că a fost bătrână și ea săracă biserică. Era și mai de mult faină, dar pe acum a vrut renovat domnul părinte, că vedea ticat băcălașul de acolo după ea și nu. Foarte frumos a făcut domnul părinte, foarte frumos. Ne place și ne place să merg. Construcția actuală este din 1891. Dar s-a slujit tot timpul aici? Da, tot timpul. Și aici sunt două sate care vin la biserica din Valea Verde, satul Valea Verde și Luminești. Anul trecut, nou preot Pavel Călin, care este moț, a fost cu inițiativă extraordinară. A început din ianuarie 2018 și până în vară am dat și spectacole. A venit Furduiancu la Câmpen și... Ca să strângeți bani. Da, și am strâns bani. Foarte greu a fost financiar pentru că... În sat nu ai de la cine să ceri un ban, pentru că toți au pensii foarte mici sau chiar deloc și nu au nicio sursă de venit în afară de animalele pe care le țin în jurul casei lor. Am făcut un afiș, un spectacol caritabil, unde a fost și domnul Nicolae Furduiancu și mulțumim pe această cale și de la Consiliul Județean. O sumă de bani am primit de acolo. E important să fie moț, adică e un anumit spirit al oamenilor de aici? Dacă nu e omul locului, niciodată nu o să fie legat de spațiul respectiv. Sunt din Orăștie, mi-am dorit să ajung în Apuseni. La prima vedere, cum e locul ăsta? Absolut minunat, absolut super. Mi-am imaginat că e frumos, dar mai ales acum, în perioada asta de iarnă, e feieric. Cu dragoste am venit și eu, cu toate că sunt un pic răcită, dar mă bucur din tot sufletul că am ajuns. Iubesc iarna, iubesc muntele. Slujbele sunt frumoase și într-o bisericuță ca aici? Sunt minunate. Aici a fost ceva inedit. Eu cel puțin așa am simțit. O să reveniți? Cu siguranță, cu siguranță. Că te văd, Doamne Iisuse, cum priveai Tu de dulce. La al Tău popor ce stă smerit, aproape lângă cruce. Este dureros că în aceste locuri mirifice, în această lume de basm, se mai află câteva familii de credincioși, dar credința i-a ținut tare, asemenea stâncilor. Ei vin în duminici sărbători la Sfânta Liturghie, unde ei și-au găsit alinul, stâmpărul și dorul. Și țin această flacără a credinței aprinsă, pentru că este pentru ei farul luminos și stâlpul de nădejde spre desăvârșire, spre împărăția lui Dumnezeu. Odată la 3 săptămâni cam venim aici. Acum a fost zăpada mare, nu prea vin. Ne trezim de multe ori, sunt și puțini, într-adevăr, cum v-am spus, un om sau doi în biserică, pentru că săracii, dacă sunt bătrâni, nu pot să ajungă. Cu botezul mergem din casă în casă la fiecare om și tare mult se bucură oamenii. Cred că cei mai tineri dintre ei au undeva în jur de aproximativ 50 de ani. Și cei mai bătrâni? 92. Zic că bine m-au primit aici. Eu așa cred, mai ales după ce s-a renovat biserica lor și au început să vină copilașii lor sau oameni care au fost aici în Valea Verde. Sunt din parohia de la Peleș, de unii părintele, și ne-au rugat să venim, că aici e foarte puțină lume. Am venit și noi să vedem zăpezile de pe aici. Și cu ce ați venit? Cu jeepul. Că numai cu jeepurile se pot. Sau pe jos. Sau pe jos, da. Cam cât faceți pe jos? 2 ore. Facem. Că acum merem pe culiche. Vara e o lume pe scurtătură și atunci ajungem mai repede. Dar acum trebuie să merem pe drum. Era populat, sigur că era populat. Și tot de la în la s-a împuținat lumea și au plecat. Care încotro. De ce pleacă oamenii de la țară? Doamne scumpă,
sfer și fel de greutăți. Munca țăranului niciodată nu a fost plăcită. E o muncă foarte grea, că ar trebui să vie vara și să ia interviu vara de la noi, să vedeți ce lucrări la noi. Dumneavoastră ați avut serviciu? Aveți serviciu? Nu. V-a lipsit vreodată ceva? Nu prea. Că dacă muncești, ai tot ce vrei. Dar dumneavoastră ați pleca în altă parte? Nu știu. Acum la anii ăștia. Ce-i frumos la locurile astea în Apuseni? Sunt multe care ne bucurăm de ele. Și mai ales pe timpul de vară. Că nu, mai vin rudenii, mai vin nepoți, frați. Ne întâlnim așa într-o zi festivă sau într-o sfântă de duminică și uiți tot. Toată greutatea din urmă, uiți. Dar ce părere aveți de faptul că oamenii de aici vor să repopuleze satul, să mai vină, aduc turiști? N-ar fi rău, să știți, n-ar fi rău. Numai că nu-s bani la oameni, n-au posibilități ca să facă o zonă turistică, să bucure alții de zona noastră. Ce credeți că o să se întâmple cu satul românesc? Nu știu, dacă merge tot așa, o să se desfințeze satele, să știți. Asta și vrem, să vină alții, vrem să vină, să vadă, pentru că zona, după cum vedeți și dumneavoastră, este o zonă foarte frumoasă. Două familii au venit și au cumpărat aici. Avantajul e bine că se populează din nou satul și nu rămân singuri aici. Pentru că vă dați seama, un om în vârstă la 90 și ceva de ani, e cam greu săracul să stea singur într-o casă și să nu aibă, să-și plângă necazul când este bolnav. Nu au telefon majoritatea dintre ei, nu au vecini, nu au pe nimeni. Deci noi, ca preot sau ca primar sau așa, mai trecem pe la el, cum e acum zăpada mare, mai trecem, îi dezepezim, ne mai ducem câte o pâine sau apă, ce mai au nevoie, medicamente, îi mai căutăm pe bieții oameni. Peste 2 ani, 80, din 40 născută. Mulți înainte. Unde v-ați născut? Valea Verde. Cum era copilăria dumneavoastră aici, în Valea Verde? Dar pe când am fost acolo la bătrânii mei, la părinții mei, câștigam de oi, de vaci. Mergeam după mere, după cireșe, când erau pe acolo. Erau la 70 de copii aici la școala asta. Acolo aveam un lănțuț și îl puneam pe un prun și ne dințam așa, cu lanțul acela. Aproape toți de aici aveau mutături. Deci plecau cu vitele vara la locurile unde aveau pășuni. Pregătirea cam de o săptămână de plecat era ceva de pe altă planetă. Nu mergeam departe, la 5 sau 6 km. Dar acolo era un fel de paradis pentru noi copii. Eram extraordinar de liberi și toată ziua eram în mijlocul naturii, în braz, culegeam afine, la prânz nu făceam absolut nimic, numai ne jucam. Libertatea aia o mai simțiți acum? Da, când sunt aici, da. Dar nu la oraș. Ați avut mulți frați? De doi mai am, la bradă. Vă place acolo? Mi-e place aici, ca acolo. Păi nu vă e greu aici? Banii e greu, dar pe ce să facem? Dacă ne mai place aici, ne mai place. Care-s greutățile aici, să trăiți aici? Da, pe numai când suntem așa bolnavi și nu prea putem lucra mult, că vezi că suntem bătrâni, ne mai dor picioarele. Vă considerați izolați aici? Da, acum nu ne așa izolați, că mai sunt. Părintele vă caută? Da, tot mereu m-am dus la biserică. Numai acum am fost cu gripa asta și am gândit că să nu mă duc, că mai rău să mă fac și după aceea poate că mor și rămâne bătrânul ăsta singur. Nu-i suntem rău, pâine mai avem, zahăr avem, ulei avem, ne-o te trimis. No, de astea la ce avem varză și de astea și de pe la noi de aici. Niciodată n-am fost să n-avem nici oriceva, să ducem criză de ceva, nu. Pe unde au mai plecat oamenii din zona asta? Pe la Brad, pe la Cluj. Pe la Hunedoara fac lupă teche locurile. Și de ce au plecat? Să fie mai bine, să aibă servici mai aproape de casă, că aici vezi că fă mai departe și nu erau drumuri. Aici ne place că e aer fain și nu ne încurcă mașini să treacă, să tot auzim, să nu ne putem hodini, dar acolo așa era. Cu ce vă încălziți? Lemne. De unde luați lemnele? Am cumpărat. A venit cineva cu mașină pe aici și le-am cumpărat. Și scumpe lemnele? Da, au fost 11 milioane atunci, pe acum nu știu câte. Au spus că acum s-au mai scumpit. Și în afară de lemne, ce mai cumpărați și scump? Da, pe scump altceva nu prea avem ce să cumpărăm, că haine de astea nu prea cumpărăm, că suntem bătrâni, mai avem. Nu de astea numai.
Istoria a fost destul de dură cu această zonă și, în general, să știți că muntele este cel care te formează și dă oameni de caracter. Că aici, dacă nu te ajuți și nu ești solidar unul cu altul, nu reziști. Asta vară, un vecin de-al meu de aici, de sus, are 93 de ani. Stau cu soția aici. Au plecat acum câțiva ani la una dintre fete la brat, n-au rezistat decât o iarnă și au venit înapoi. Și-au cumpărat o vacă și în vară vaca a sărit peste bietul bătrân și a rupt 3 coaste și clavicula pe 2 locuri. Aia s-a întâmplat în jurul datei de 15-20 iunie. Peste 3 luni, bătrânul nostru Viorel, care are 93 de ani, era la coasă. I-a trecut. Dar în viața lui el n-a lucrat în altă parte decât la gospodărie. Și acum se ține destul de bine și sunt oameni fără pensie, dar se descurcă și nu cer de la nimeni. Turismul în Valea Verde a încolțit prin 1999, atunci când profesorul de istorie Ioan Sicoie a adus aici 25 de nemți. Nu au avut parte de condiții de 5 stele, dar miile de stele de pe cer, liniștea și frumusețea locului i-au făcut să revină an de an. Aici m-am născut în 1951 și după ce am terminat clasele primare aici în satul Valea Verde, am urmat cursurile școlii generale din Luminești, apoi liceul de la Câmpeni, facultatea de istorie. Și din 1999 m-am reîntors într-un fel la Valea Verde, organizând aici o mică pensiune. Primul element care a dus la depopularea satului au fost școlile. Vă surprinde când vă spun, dar în momentul în care, până prin 1970-1980, copiii au terminat 8 clase, 7 sau 8 clase, au plecat la școli profesionale sau la licee. Vreau să vă spun că înainte de 89 am fost cam 15 tineri care am făcut câte o facultate. Cei care au făcut școli profesionale sau au mers la alte școli nu s-au mai întors în Valea Verde. De ce v-ați întors? Am avut prilejul, lucrând la cultură la DEVA, să văd foarte multe țări din aproape toate țările din Europa. Am fost și în China și peste tot, începând din Sicilia și până la Marele Zid Chinezesc, tot ce vedeam, comparam cu ce e Valea Verde. Și atunci mi-am dat seama că și aici la noi este extraordinar de frumos și că noi nu suntem în stare să apreciem ceea ce avem. Era totul părăsit, casa în care m-am născut, care are peste 100 de ani, o mătușă de-a mea a vrut să o bage în foc și eu am salvat-o, am reparat-o și am făcut o casetă video și am arătat-o întâmplător la DEVA la 2 cetățeni germani. Când mi-au spus că vreau la anul 1999 să vină 25 și să stea 2 săptămâni, efectiv am crezut că nebunesc pentru că eu n-aveam nimic amenajat aici. Când au venit prima dată în 1999, mai erau vreo 20 de familii. Atât de mult le-a plăcut, încât peste un an, în anul 2000, au deschis curs de limba română la Universitatea Populară din Nürnberg și curs de ecologie. Câțiva nemți știu foarte bine românește. Într-un interviu, o nemțoică care știe foarte bine românește, la întrebarea că ce o să le spună la prietenele sale când se duce în Germania, ea a spus doar atât le spun. Am fost în paradis. În primii 2-3 ani nu aveam atâtea locuri de cazare și îi cazam pe aproape toți turiștii la oameni în vârstă. Era o bucurie imensă și pe oameni și pe turiștii din Germania, care își redescopereau copilăria lor. Trăind în condiții, bănuiesc, modeste oarecum, modeste. Da. Ceea ce am eu este foarte simplu. În camere nu am decât paturi și strictul necesar. Într-o singură casă din cele 3 corpuri de clădire am baie cu duș și nemții, să vedeți ce spun, nu mai faci baie în alte camere. Ajunge un singur duș. Încercați să nu reparați foarte bine drumul ca să nu fie prea multă lume, că în momentul în care vor veni prea mult, se strică tot. Am încercat să integrez în viața comunității. Toți știu să culeagă prune, să aducă lemne. I-am făcut să ducă și apă cu ciubărul, că n-aveam suficientă. I-am pus la cărat de fân, la
fel și fel de munci, la coasă. Am dus la diverse meșteri din zonă, de aici este un tâmplar undeva în satul Poieni. Au comandat nemții fiecare câte două scăunele ca să stea în biserică la meșterul respectiv. De asemenea, iau donițe de la Ponorel de acolo, diverse împletituri. Aproape în fiecare an am câte două, trei grupuri din Germania de turiști, dar sunt mulți turiști și din țară, satul Valea Verde fiind destul de cunoscut. Au fost turiști cam din întreaga Europa, din Australia, din Statele Unite, din Egipt. Există semne bune, o familie din Germania și-a cumpărat casa aici. De asemenea, câțiva tineri au venit și vreau să vă spun de un tânăr care este arhitect, soția lui este profesoară, lucrează la Paris, dar și-au cumpărat două gospodării aici și peste un an sau doi vreau să se mute definitiv la Valea Verde. Ce atrage aici? În primul rând, peisajul este excepțional. Sunt câteva obiective, 5, 6, aproape 10, unde poți merge pe curbele de nivel, la colțul Sturului, la cascada Pișoaia, vârful Mâțului, vârful vulcanului. Este o panoramă excepțională a Munților Apuseni. De asemenea, este plin de peșteri și alte obiective extrem, extrem de interesante. Foarte multă lume care a fost aici apreciază enorm zona. Vreau să vă spun că a fost anul trecut unul dintre cei mai mari specialiști în câmpuri energetice din Los Angeles. Atât de mult a apreciat satul Valea Verde, spunând la un moment dat că este, din punct de vedere energetic, cel mai încărcat loc din lume. Probabil că este atât de încărcat pentru că la 3 km de unde stăm noi acum, sunt vreo 5 mine de aur care au fost exploatate în perioada interbelică. Toți munții de aici sunt numai din marmură, deci tot cei de desubt din marmură. De asemenea, există fier, aluminiu, diverse zăcăminte din acestea minerale. De fapt, aici este capătul munților metaliferi. Valea Verde e pe cumpăna de apă între Țara Zarandului și Țara Moților, de fapt, între Crișul Alb și Arieș. Oamenii nimoși și mai ales conștienți de marele pericol al pierderii identității se mai găsesc din fericire. O tradiție specifică a apusenilor, cântatul la tulnic, continuă datorită unui grup din Câmpeni botezat Apusenii, înființat la începutul anilor 2000 de Mariana Gligor. Prin mâinile ei au trecut de-a lungul timpului mai multe generații de tulnicărese. Cântecul lor nu mai cheamă feciorii la întâlnire, dar învie amintiri și readuce la viață doruri uitate. Mă bucur că toaca la biserică răsună încă prin noi. Pot să zic că am fost binecuvântată să fiu în acest grup pentru că mentorul meu a fost chiar bunica mea. Deci în familie am învățat să cânt la acest instrument tradițional specific Țării Moților, tunicul, care în trecut era un instrument de comunicare. Totul a început dintr-o joacă. În copilărie pot să zic că era jucăria mea preferată. Bunica ținea la loc de cinste în casă. Noi mereu ne uitam așa pe furii să o dăm unde la șase ca să mergem repede, să luăm, să cântăm și noi. Ai nevoie și de forță fizică, ai nevoie și de mult exercițiu pentru că un instrument la care trebuie să te implici ca să poți să duci tonalitățile, semnalele și chiar o melodie de la început până la sfârșit corect, pentru că este un instrument la care se greșește foarte ușor. Totul ține de buze, totul ține de respirație, de limbă și, bineînțeles, de ceea ce ai în minte, ceea ce vrei să interpretezi. Din punctul meu de vedere, foarte inteligenți au fost moții în trecut, având în vedere că și-au construit până la urmă un telefon, ceea ce era foarte necesar în a transmite informații, pentru că dacă facem așa o pauză și o liniște și ne gândim acum, wow, nu avem niciun
niciun pic de semnal. Cum se dau de știre mamei, cum se dau de știre surorii mele că, uite, sunt în pericol sau erau animale sălbatice, automat interpretai niște sunete mai acustice la instrument și automat scăpai, reușeai să ajungi în siguranță acasă. Tineretul poate de multe ori, având în vedere faptul că și fețele, mațele, faine, ne mai văd și joacă un instrument, rămân impresionați până la urmă. Așa, dar cu respect și cu bucurie ne urmăresc oamenii. Ce au special moții? Bunătatea, eu așa o caracterizez. Mi se pare că aici te simți acasă. Dacă ai nevoie de o coajă de pâine, vorba aia, nu mor de foame în zona munților, apuse în țara moților. Cum s-ar putea întreține la Valea Verde cei care și-ar dori să dea confortul de la oraș pentru viața la țară? Începând eu aventura mea cu turismul la Valea Verde, un prieten de-a meu și-a deschis o carieră de piatră și de marmură la intrarea în sat și deja are 13 angajați. În toată comuna Sodol mai este încă o carieră, tot de Valea Verde aparține. Satul Valea Verde, acest sat depopulat, are două obiective economice. Trebuie să aducă oameni de la Roșia Montană sau de la Brat, pentru că la prietenul meu lucrează 13 angajați și dincolo în jur de 20. Și să vă mai spun încă un lucru interesant. Acum 5 ani, o familie care a fost plecată de aici și aveau probleme la Brat, nu mai știau unde să lucreze, s-au întors aici, au reparat casa în care s-a născut doamna Dănița, cum îi spun eu, și împreună cu soțul și-au întemeiat o gospodărie care arată foarte bine. Au 3 vaci, apia le dă bani, au oi, păsări, se descurcă foarte bine și se simte excelent. Semnalul este impecabil pe toate rețelele de telefonie, de asemenea internetul merge perfect, curent este, drumul urmează să-l pietruiască la vară până acolo sus la mine. Ar fi foarte interesant dacă s-ar face legătura între comuna Sodol, Valea Verde și țara Zarandului, Blăjeni. Este o porțiune aici la noi, să zic, 3 km, dincolo vreo 6. Și ar face legătura între Brad și această zonă, ar scurta drumul din Brad până la Câmpeni cu 30 de km. Și peisajul ar fi incredibil pentru turiști. Dorul de raiul copilăriei și de frumusețea satului de altă dată i-a determinat pe localnici să organizeze întâlnirea fiilor satului. Evenimentul va avea loc în fiecare an, în prima duminică a lunii iulie. În 2018, cred că au fost în jur de 150-200 de persoane. Realmente nu ne prea mai cunoaștem, cu excepția celor care au fost colegi cândva, dar sunt împrăștiați prin toată țara. Sunt foarte mulți cu studii, cu situație deosebită și am început să le trezim interesul și au încercat câțiva să-și vândă casele. Când au văzut că cu întâlnirea fiilor satului nu vreau să le mai vândă, că poate vin înapoi nepoțe și măcar să le facă niște case de vacanță. Toată lumea zice că se duci cele mai importante construcții în muzee. Muzeele sunt reci și sunt sate moarte. Dimitrie Gustea a încercat la un moment dat în muzeul satului din București să ducă locuitori din zonele de unde erau aduse construcțiile. Și s-a trezit la un an și ceva că cei care locuiau acolo au aruncat mobilierul vechi și au cumpărat imobile din oraș, din București. Marea problemă a Guvernului României ar fi să conserve satele cum sunt și mai ales să încerce să rămână oamenii care sunt născuți în sat. Că e greu să aduce alții. Foarte greu să se adapteze la ceea ce înseamnă satul și tradiția. Gândiți-vă că, de exemplu, când vin turiștii din Germania, în proporție de 90% alimentele sunt ecologice. Deci tot din gospodărie. Vecina mea mă alimentează în perioada aia cu lapte, cu plăcinte, cu brânză, nu mai zic, pâine făcută în cuptor. Totul este de aici. De obicei, să știți că vin intelectualii, vin aici, le place foarte mult. Zona e foarte retrasă. E liniște multă și asta cred că caută mulți. Totul este natural, totul este ceva special ce este la Valea Verde. În ce anotimp recomandați să fie vizitat locul ăsta? Fiecare anotimp are farmecul lui, inclusiv iarna. A văzut ce zăpadă este aici, de ți-e mai mare dragul să vii. Primăvara este superbă, sunt atât sapomi și în pădure sunt o grămadă de cireși, plus de cior, de păsări. Poate cea mai frumoasă lună, eu o consider așa, sau perioadă, cam din 10 mai până prin 20 iunie. Toamna este la fel, o splendoare unde sunt nesfârșite culori.
E o cromatică colosală. Țăran român, măria ta, îndreaptă căi ce se strâmbară, prin tine țara va dura, că tu ai palma cât o țară. Tradiția nu moare dacă cineva, mai mulți, își aduc aminte că rădăcinile neamului nostru trebuie prețuite și îngrijite. Căsatul niciodată nu piere prin cei ca Maria, pentru care Valea Verde nu e un nume, ci o vocație. Și chiar de li se zice apuseni, ei aduc în fiecare zi un nou răsărit. Speranța e verde în Valea Verde. Nădăjduiesc că satul Valea Verde o să aibă un viitor. Despre învățători și profesori care trec munții pentru a ajunge la elevilor, am mai vorbit la Valoarea Faptei. Devotamentul și entuziasmul lor ne impresionează de fiecare dată. Viorica Sicoe Pleșa este dascălul copiilor din satul Dealul Lămășoi din județul Alba. Lucrează în învățământ de 18 ani, iar multe dintre școlile în care a predat sunt încă izolate pe culmile apusenilor. Drumul pe care îl străbate până la școală nu este foarte lung, dar în funcție de vreme și anotimp, poate fi o adevărată provocare. Dacă v-ați pregătit lecțiile, mergem la școală alături de cei 8 copii din sat. Dacă nu iubești, dacă nu ai răbdare cu ei, nu poți. Lucrez în învățământ de 18 ani. Până acum am predat la mai multe școli. 2 ani doar aproape în centru. Am lucrat restul doar pe Cătune. Diferența, nu știu, poate naveta doar atât, dar satisfacția asta de a veni și la cei de pe dealul, de a lucra și cu ei. Îi vezi că și ei sunt dornici, vor să învețe, vor să ajungă mai departe. Bună dimineața! Clasa a patra, pe astăzi, ce ați avut de pregătit? Invitația, da, și ca parte de vorbire am învățat pronumele personal. Pronumele personal. Ce este pronumele, Andreea? Pronumele este o parte de vorbire care ține locul unui substantiv. De aproape 20 de ani, intră în clasă cu aceeași bucurie și dorință de a-și motiva elevii să învețe și de a-i ajuta să își croiască un drum. După ce am parcurs alături de ea traseul până la școala din Dealul Lămășoi, comuna Albac, județul Alba, ne întrebăm de unde izvorăște în sufletul ei atât de multă dragoste. În clădirea mică și veche, ridicată pe coasta unui deal, învață 8 copii. Pentru ei, Viorica Sicoe Pleșa merge zilnic, pe ploaie sau ninsoare, prin noroi sau nămeți, mai bine de 2 ore. Ne spune că e vorba de obișnuință, dar știm că este mai mult de atât. La mijloc nu este doar dragostea pentru copii, ci și responsabilitatea față de adulții de mai târziu. Viitorul lor stă și în mâinile ei. Vin cu microbusul școlii până la șosea și de acolo pe jos. Iar înapoi, în general, tot pe jos, până în centru. Și pe jos cât faceți? O oră. Acum e zăpadă, face mai mult, e mai greu. Dacă chiar este vremea mai urâtă, plec mai repede ca să pot să ajung. Numărul tot mai mic de elevi a motivat desființarea și comasarea a sute de școli din țară. Așa s-a ajuns ca unitatea școlară din Dealul Lămășoi să aparțină de Liceul Tehnologic din Albac. Pentru dascălii din munți, fiecare an în care micile școli continuă să funcționeze este o victorie.
Acum am 8 copilași în 4 clase. Este clasa pregătitoare, clasa 1, clasa 3 și clasa 4. Nu este ușor, da? Împărțim timpul. Dăm de lucru, cu ceilalți lucrez, le predau, apoi revin la ei. Cristinuța, tu o să lucrezi următoarea literă, L mic de ti par și L mare de ti par. Andreea, haideți să ieșim la tablă, să scriem o propoziție și să analizăm pronumele personal. Sunt copii cum minți, silitori, buni. Copiii sunt mai departe, deci locuiesc mai departe de școală, fac și navetă, sunt și la 40 și la oră, distanță de școală. Toate școlile din comună încep la 9 pentru că sunt departe copilașii și ca să ajungă. E obișnuința, de multe ori întreb cum a fost drumul sau nu presupun că este chiar greu întotdeauna. Iernile grele din Apuseni nu i-au descurajat niciodată pe localnici, iar școlile nu se închid nici măcar atunci când casele din Cătune sunt sufocate de nămeți. Copiii sunt nelipsiți de la ore. Următorul enunț. Ia citește-ne, Dragoș. E mine, mă. Pe mine m-a ales grupul. Pe mine m-a ales grupul, da? No, ia scrieți-o pe caiet. Bastonașul acela mai micuț și punctulețul chiar pe liniuța aceea. Ștege punctulețul și așa. Acum este bine. Majoritatea părinților tot aici au făcut. Era școala mai mare? Era mai mare, erau doi învățători cu mulți ani în urmă. Da, era și grădiniță. Erau două săli. Da, a fost mult, dar din ce în ce sunt tot mai puțini copii. De Crăciun avem sărbare, de 8 martie. Am fost la Felix, am vizitat grădina botanică de la Cluj. Ieșim cu copii. Legătura cu părinții, da, o ținem. Vin și la școală și vorbim, pentru că trebuie ajutați și acasă. Pentru a fi un cadru didactic eficient și responsabil, trebuie să cunoști particularitățile generației actuale de copii și să îți adaptezi stilul de predare în funcție de acestea. La școala din Dealul Lămășoi, provocarea constă în lipsa mijloacelor moderne de comunicare. Aveți tot ce vă trebuie aici? N-avem grupul sanitar, calculator, da, ne trebuie. Copiii au calculator acasă? Mai puțin, unii da, unii au. Din ce familii provin ei? Părinților au servicii? Foarte puțini. Nu au niciun venit. Venitul doar ce se ocupă din creșterea animalelor sau lemnele. Părinții cu cât pot îi sprijină și îi ajută. Liceu pot să facă și aici la centru, avem, sau la Câmpel și până mai departe. Clasa 1. Vă dau temă pentru acasă de la grupul C, pe caietelul acela special. Da? Îmi lucrez grupul C mic și grupul C mare. Clasa 4, de la pronume personal, da? Temă pentru acasă, lucrați exercițiul 3, de la pagina 69. Cei care s-au obișnuit la oraș, le-ai mai greu, le-ar fi foarte greu să vină. Câți copii ați avut cel mai mult la clasă? În cei 18 ani, cei mai mulți e 10, 10 sau 12. Sunt copii care sunt la liceu, sunt copii care au terminat liceu, au făcut o facultate, o meserie frumoasă. Ilie are 7 ani și locuiește lângă școală la 3 minute distanță. O șansă pe care puțini o au. Îi place la școală, dar parcă mai mult îi place să le fie ajutor părinților în gospodărie. Nu e străin de muncă și își dorește foarte mult să poată conduce un tractor. Ce clasă ești tu? Pe întâia. Unde locuiești? În Tunteal. Deci aici, mai jos. Ce îți place la școală? Că învăț. Ce înveți? Matematica. Și ce știi tu în clasa întâia să faci la matematică? Adunări, scăderi, care e mai mare, mai mic, de astea. E bine să faci școală? Și școala ghișofer. Când mergeți, știu eu, în vale, cu ce mergeți? Cu jeepul, cu căruța numem. Nici cu sania. Dar cal aveți? Nu avem, l-am vândut. Că nu aveam destul fân. Că nu am început să cosim atunci. Cosesc? Tu cositoare. Pe drept. Ce altă treabă mai faci tu? Cu ce mai ajuți tu pe părinți?
la vas, la animale, să dau, să țiu fân și tot să bag, să mulc. Îți place munca asta? Nu vreau să plec, dar plec în alte zone, pe munți. Păi și când o să termin clasa a patra, trebuie să pleci în altă parte la școală, nu? La Cluj. Claudiu își petrece ultimul semestru la școala din dealul Lămășoi. Din toamnă va pleca la centru. Unde vrei să pleci mai departe de aici? La centru, la Albac. Acolo sunt mai mulți copii. Aici suntem puțini. E greu să trăiești aici pe dealuri? Da. E muncă multă? Da. Tu îi ajuți pe părinți la muncă? Da, îi ajut. Ce faci? Îl ajut pe mama să facă mâncare, pe tata îl ajut la animale. Ce animale aveți? Vaci, porci, găini, televizor avem și un laptop. Și telefon am. Mai ai frați sau surori? Da, am. Doi frați și o surioară. Și ei sunt aici la școală? Da. Câți ani ai? 6. Și ce clasă ești? Pregătitoare. Și greu la școală? Puțin. Ce e cel mai greu? Matematica. Și te ajută doamna la matematică? Da. De ce ai învățat până acum la matematică? Știi să numeri? Da. Știi să și socotești? Da. Dar crezi că e nevoie să înveți și mai mult de atât? Da. De ce? Pentru că vreau să ajung la școală, la Albac. Și de acolo unde mai departe? La Câmpeni. Și ce vrei tu să te faci? Doctoriță. Și tu când o să te faci doctoriță, vrei să vii aici, pe dealurile astea? Da. Că sunt mai mulți oameni pe aici. Ajut pe mama să facă de mâncare, pe tatăl mai ajut acolo cu lemnele. Și cu lemnele? Da. Păi nu ești prea mică? Nu. Acolo domnesc pe rafturi, când mai cad eu lemn, nu mă duc după ea. Și ai timp să-ți mai faci și temele, să mai înveți și să socotești? Da. Dar îți place să trăiești pe dealurile astea? N-ai vrea să trăiești, de exemplu, la oraș? Ba da. Ce-i frumos la oraș? Că sunt mai multe clădiri. E greu cu drumul pe dealuri? Da, foarte greu. Și pentru părinți e greu? Și pentru frații mei mai mici. Da, ai fost la oraș? Nu, niciodată. Niciodată n-ai fost? Nu, nici în excursie. Și îți dorești să mergi? Da. Unde ai vrea cel mai mult să te duci? La Felix. Jucăria ai acasă? Am. Ce jucărie ai? Cal, din jucărie, căsuțe, scaune, de toate, mașini. Și te joci singură sau și cu frații? Și cu frații, mai ajut. David nu merge deocamdată la școală, dar pentru că locuiește aproape și pentru că îi sunt dragi copiii, vine zilnic să se joace și să deseneze. Mai ai frați sau surori? Unul, îl cheamă Vladut. Are 2. 2 ani? E. Tu ai vrea să pleci de aici din sat? Nu. Ai fost vreodată la oraș? N-ai fost? Nu. Dar știi cum arată marea? Nu. Ce dulciuri mănânci? Mănânc un prem. Ciocolata îți place? Da. Și mâncarea. Televizor aveți? Da. Și la televizor te uiți? Da. La ce te uiți la televizor? Da, reclamă. Tu când o să fii mare, ce vrei să te faci? Om. Viorica Pleșa-Sicoie se sacrifică în fiecare zi pentru ca elevii ei să devină oameni, iar România are nevoie de oameni ca ea. Fără să stea prea mult pe gânduri, știe că din cei 18 ani în învățământ, mulți sunt petrecuți prin pădurile pe care le-a străbătut pentru a ajunge la clasă. O lecție de devotament și de dăruire, o lecție despre ceea ce înseamnă să știi că vei da seama pentru sufletele viitorilor adulți. Cum e doamna învățătoare? Bună cu noi, bună! Îți place de ea? Da. De note mari? Da. Pe merit? Pe merit. Tu ce note ai? FB și B. Și B. La ce ai foarte bine? La matematică. Îți place așa mult matematică? Ce-ți mai place dintre materii? Geografia și istoria. Frumoasă și ne învață toate cele. Ce te-a învățat pe tine, doamna, în afară să socotești?
să scriu, să număr de la 10 până la 100. Și de asta. Satisfacția când văd, nu știu, văd fericirea pe chipul lor. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Nu uitați că așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră pe adresa de e-mail valoareafaptei@trinitas.tv.ro sau pe pagina de Facebook a televiziunii Trinitas. Rămâneți alături de noi! Pe curând!